Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, începe deșteptarea. Sigur că da, dar știrea pe care Luca n-a dat-o la sport, de ce atâta sfidare față de naționala noastră? Sau uite, în halul ăsta a ajuns biata națională, că nici nu mai interesează. A fost tragerea la sorți pentru grupele de la Euro. Băi, și nu se frământă deloc. Pe vremuri era altfel. L-am anunțat eu ieri care sunt echipele cu care... Știi? Vechi. Era foarte... Era liniștit. N-avea nicio treabă. Deci ieri a fost extragerea la sorți. Și da, noi am picat... Pentru Euro 2024. Da, știți cum se spunea pe vremuri grupa morților? Grupa morții, pardon, acum este, da, grupa morților, și am zis-o bine, asta voiam să spun. De fapt, suntem aici, suntem noi în grupa morților, suntem așa, cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Deci asta este grupa României. N-am avut noroc de Gibraltar, mă rog, n-am avut ghinion de Gibraltar, da. Ne-au dat-o pe Andorra. Băi, nu te supăra, deci Andorra e pericol. E la munte, vezi că au teren sintetic. Noi am mai jucat cu ei. Și? A fost greu. E păcătos. Iată ce zice Gică Popescu. Dacă ne-am fi ales noi asemenea grupă, n-am fi fost la fel de inspirați. Ne-a surâs norocul. Dacă de aici nu ne putem califica, atunci generație trebuie dată uitării. A spus Gică Popescu, potrivit agenției news.ro. Eu credeam că fusese dată deja uitării. Dar Luca, noi când am vorbit în urmă cu o săptămână ceva, că se trage la sorți, că urmează tragerea la sorți, tu ai zis, mamă, dacă am avea noi noroc să picăm cu nu știu cine și nu știu cine, dar n-ai zis de triști ăștia. Israel, n-am Kosovo. Putut să enumăr chiar toate aici. Toți triști, a? Sunt mulți. Dar cum se face că am căzut noi așa? Am picat foarte bine. Asta e mâna domnului Tata Puiu, care e implicat direct acum cu fiosul. Și a făcut o pasă magică ceva? Eu cred că a fost, s-a făcut un acatist ca la carte. Corect. Să știe un acatist, corect. Genul ăsta de lucrare, că e important cum o faci, că nu merge așa, că te duci și scrii pe bilețelul ăla. Mă rog, intrăm într-o discuție mai mie. Apropo de declarația lui Gică Popescu, ce mi-a plăcut declarația lui Victor Pițurca seară la știrile Pro TV. No, da, no. Care am avut noroc, domnul Pițurca. Nu știu dacă am avut noroc, am avut șansă. Mie mi-a plăcut toată viața cum prefața meciurile domnul Pițurca. De fiecare dată urma un meci greu, dificil. Da, nu? Da. Greu, dificil. Și acum n-am avut noroc, am avut șanse. Una e noroc, alta e șansă. Are niște nuanțe pe care noi nu le și împătrunde. Deci, da, a avut și Dan Petrescu de unde să învețe. De la Domn Pițurca, apropo de meciurile grele. Da. Următoarele meciuri grele. Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Cred că avem ceva șanse cu Andorra. În rest... Maximum de puncte care ar putea fi obținute într-un univers paralel în care România ar fi, nu știu, Germania sau ceva de genul ăsta, ar fi 1, 2, 3, 4, 5 ori 6, că e tur-retur, 30 de puncte maximum. Da. Interesantă asta abordarea calculului. Sau câte 3 puncte pe meci, tur-retur, 6, practic. O să vedeți. Eu zic că dacă păstrează terenul norocos de la București. Așa? Facem 10 puncte. Se joace numai în Giulești? Da. Nu este revoluție. Eu zic că facem măcar un egal cu Elveția. Pentru revoluție, scuze-mă, pentru revoluție trebuie să existe interes, pasiune. E mic, mă, oamenii vor să vadă naționala, trebuie să revină pe arenă, mai vor și la Craiova să găzduiască. Păi nu știu. Eu zic că nu întâmplător, adică și datul ăla cu autocarul cu spatele și toate astea au contribuit la tragerea asta la sort. Deci ziceți, mă, ok, 30 de puncte e maximum. Uite, și putem invita și ascultătorii să participe la acest joc. Și păstrăm, faci capturi de ecran, le păstrezi, le arhivezi și peste când o fi, când se termină? Peste vreun an. Se califică 2024, când? Mai e timp. Facem capturi de ecran, le tipărim frumos, facem dosărel, știi, le înfășurăm și punem într-un tubuleț. Așa. Și îl băgăm în sertarul cu cafea. Și acolo scriem, a, se deschide când se termină calificările la data pentru Euro. Da. Da? Și vedem acolo. Eu zic 10 puncte. Maxim am zis 10 puncte. Adevărat. Dar strămă registrarea. Ce exemplu dai tu societății? E foarte bine 10 puncte. 10 puncte înseamnă o treime. Din 10 puncte 30. Înseamnă că ai luat 6 cu Andorra și tu zici că mai luăm doar 4 puncte cu Kosovo și Israel. Și Elveția. Nu, eu zic că facem 25 de puncte cel puțin. 25 de puncte ai zis? 25 de puncte? Da, 25 de puncte. Un pic prea optimist, se vede că ești rapidist, dar un 23 la îndemână. Păi, atenție, vezi că acolo mai intră niște... Da. Nu, dar ne calificăm de data asta...
Eu cred că vom ajunge din nou la un moment dat, pe la jumătate, o să fie din nou la jocul rezultatelor. Și dacă trebuie să ne păstrăm speranța, o să spună ce antrenor va fi atunci, că nu știm până atunci. Dar o să ne păstrăm speranța, asta va fi. Edi 100% rămâne, că a fost reconfirmat de domnul Burleanu și nu se joacă cu treburile astea, mai ales că nu vrea altcineva, nimeni. Bine, ok, atunci nu 10 puncte. Bun, și e grupa, nu, chiar e ușoară, o să ne calificăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.